Nuielușa fermecată a lui Moș Nicolae. Iubesc perioada asta anului când toți șlofii sunt cupriși de spiritul sărbătorilor. Mai bine te-ai dat din drumul, Răcănosule, trebuie să curăț zăpada pentru festivități. Haide, mișcă! Oare-s festivitățile astea? E, cum vrei, ștrumf încăpățâna acești? Răcănosule, de ce nu decorezi și tu împreună cu ceilalți? Urăsc să decorez cu ceilalți! Mă rog, Cănosule, fiecare ștrumf știe că jumătate din bucuria sărbătorilor este să te pregătești pentru ele. Haide, trebuie să fie ceva ce poți face și tu. Da, acestea vor fi cele mai frumoase decorațiuni pe care le-am avut vreodată. Așa crezi? Ștrumpilor, poate face și Morocănosul ceva? Lui i-ar plăcea să vă ajute. Nu, Morocănosul! E atât de ursuz. Se aprobă, da. Așa e, da. Trebuie să fie ceva ce poate face. Ei, cred că poate picta chipurile îngerilor, nu? Da, haide, va fi nostim. Foarte bine. Poți picta cu asta? Să nu-mi spuneți că vă ajută și Morocănosul. Ba da, Baba Ștrumf, știu sigur că îi se va schimba atitudinea dacă se va implica în ceva. Nu, este grozitor! Asta numești tu chip de îngeraș? Ar trebui să fie fericiți. Urăsc chipurile fericite. Erai tu să... Iau! Doamne! Se pare că va fi mai greu decât mi-am închipuit. Păi de mine, ce voi face? Se apropie noaptea de ajun, iar toți elfii mei sunt bolnavi. Este un timp îngrozitor pentru o gripă elfească. Nu te teme, Moș Nicolae, eu mă țin încă pe picioare. Dar nu pentru mult timp. Cel puțin am terminat de construit jucările, dar tot trebuie împachetate. Ce vom face? Ștrumfii m-au ajutat odată. Poate mă mai pot ajuta. Nu avem nicio clipă de pierdut. Bine, ștrufilor, este ultima strigare pentru voluntari. Cine vrea să ajute la tăierea bradului? Bine, eu vreau eu să... Vai, îmi pare rău. Ei bine, dacă ăștia suntem toți... Stai puțin, sunt sigur că Morocănosul va fi fericit să te ajute să-l găsesc. Îmi pare rău, dar nu avem timp de așteptat, în special pe Morocănos. Să mergem, ștrumf? Da, să mergem! La revedere! S-a dus și ultima șansă a Morocănosului de a ajuta la pregătiri. De ce nu renunți, ștrumfițo? El este doar o cauză pierdută. Iau! Morocănosule? Deci aici te ascundeai? Cum vei simți spiritul sărbătorilor dacă tu nici măcar... Ștrumfenie mare! Vedeți și voi ce văd eu? Un ren zburător? Cred că l-a trimis Moș Nicolae. Priviți, are și un bilețel. Pe ștrumfenia mea. Ce? Moș Nicolae are nevoie urgentă de ajutorul nostru. Renul le va duce în zbor până la el. Grăbiți-vă, micuții mei ștrumfi. Să mergem. Ei bine, Morocănosule, se pare că până la urmă mai ai o șansă să participi și tu. Urăsc până la urmă. Uită-te la oamenii aia fericiți. Câtă colindă, pregătesc o bunătăți pentru Crăciun. Împădăbesc brazi. Doar un singur lucru urăsc mai mult decât seara de ajun. Ce se întâmplă, seniora? Ziua de azi, prostule. Azi toată lumea își deschide cadourile de la Moș Nicolae. Că știi unde locuiește Moș Nicolae, l-aș împiedica să livreze cadourile. Nu-mi bine să cred, este posibil. Ce se întâmplă? Șansa mea de a ruina ziua de azi, să ne grăbim.
Țineți-vă bine, micii mei ștrumpi, vom face o întoarcere. Wow, nu este emoționant, morocănosule? Morocănosule? Urăsc să fiu emoționat. Mai repede, mai repede! Auzi, mai repede, nu trebuie să scăpăm din ochii acel ren. Ce crezi că faci? Îmi pregătesc ciorapii pentru Moș Nicolae. Anul acesta am cerut multe, multe cadouri. Cred că glumești. I-am scris an de rând acelei persoane și nu mi-a adus niciodată nimic. Nici măcar un amăr de ștrumf. Sunt sigur că Moș Nicolae îmi va aduce tot ce i-am cerut, în special după ce va citi ce mai bun am fost în acești ani. Nu fi ridicol. Singurul mod de a primi tot ce-ți dorești este să ți-l iei singur. Și exact asta voi face cu acești ștrumf netrebnici. Ta-da! Ce părere aveți de noua mea deghizare? Și îmi spune mie că sunt ridicol. Așa, elefilor, beți tot! Supa mea de plante vă va readuce verdele în obraj! Câteva zile de odihnă și te vei simți ca un elf nou. Dar cum rămâne cu jucăriile? Nu te teme, se va răcumpa ștrumfii de tot. Ce mai fac micuții mei ștrumfi? Ho-ho-ho, fac foarte bine, papa ștrumf. Știi că întotdeauna poți conta pe noi toți, Moș Nicolae. E, aproape pe toți. Mă rog, cănosule, tu nu vrei să faci nimic. Doar gândește-le la copii, la dimineața când vor primi cadou. Ar putea să ne ajute dacă n-ar sta în drum. Urăsc să mă dau din drum. Monsieur Nicolae, aproape am terminat, acum ce mai urmează? Trebuie să umplem sacul cu toate jucăriile. Toate jucăriile? Într-un singur sac? Ha, cred că ștrumfești de noi. Oh, este un sac fermecat, prietene. Începeți să-l umpleți și veți vedea. E bine, dacă spuneți asta... Asta e, prieteni. Vedeți? Nu are fund. Nu contează cât de multe jucării băgați în el, întotdeauna va mai rămâne loc pentru mai multe. Acolo este animăluțul meu, casa lui Moș Nicolae. Găluștele la mici albastre trebuie să fie ușor de sprins. Cade! Ai făcut o treabă bună, pădurarule! Da, bradul acesta este foarte ștrufesc. Va fi dor de el în pădure. Hei, priviți, un om de zăpadă. Oh! Wow! Vai, dar e foarte ritat. Mă întreb de ce are un sac. Permiteți să vă arăt boabe albastre de fasole. Gargamel! Se pare că acest Crăciun minunat va fi unul foarte rău. Și este ușor ca un fulg, vedeți? Acum înțeleg cum livrați cadourile așa repede. Acum chiar că voi putea. Vă mulțumesc, ștrumfilor. Hei! Hei, de ce nu sărbătorim cu o cană de supă fierbinte? Ce idee bună! Da! Foarte bine, ce bine, să mergem, să mergem! Pe ștrumfenia mea, unde e morocănosul? Acolo erai, nu vii și tu? Dar unde ți-e spiritul sărbătorilor? Ștrumfițo, 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 nu vezi că el n-are așa ceva? Da, de ce-ți mai pierzi timpul? Haide! Morocănosul este de-a dreptul irecuperabil. Urăsc irecuperabil ăsta. Ia-i! Frumoasă treabă, doamnă! Acum să vedem cât de fericit va fi fără jucăriile din sacul lui.
Supa asta e delicioasă, lacomule. Poate ar trebui să-mi iau un borcan cu mine în timp ce livrez jucăriile, hă? Hei, Ștrufițo, ce faci? Mă duc la morocănos. Puțină supă fierbinte poate îi va încălzi spiritul. Nu-i poți încălzi spiritul nici măcar cu o făclie. Ștrunfure cu ochelari? Ștrunfenie mare, ce s-a întâmplat? Mama Ștrunf, privește! Jucăriile au dispărut și morocănosul la fel. Puțină șarlotă de prune albastră ar fi fost perfectă. Ha! Ha! Nu, nu! Oprește-te! Ce? Ha! Ha! Oh, ce prost merge prin mijlocul... Oh, e Gargamel. Ar fi trebuit să știm. Așa e, Cotoranțo. De ce nu te uiți pe unde mergi? Iar tu de ce nu te dai din drumul meu, idiotule? Dar cum sunt într-o stare bună, Clorhidris, mă voi preface că nici nu te-am auzit spunând asta. Dar să nu mai apari în drum ca pătrat. A? Așa mai spune-i? Nu este nicio îndoială, Papa Ștrunf. Cineva a fost cu siguranță aici. Hai de mine, dacă nu găsesc sacul până la căderea nopții, nu va mai fi Crăciun! Eu aș sugera să-ți pregătești Sanea și Reni, Moș Nicolae. Trebuie să mergem după aceste urme. Ce idee bună, Papa Ștrunf! Dar cu morocănosul cum rămâne? Sunt sigur că după ce v-am găsit odată sacul, vom găsi și ștrunful nostru pierdut. De-abia aștept! Când Moș Nicolae îmi va aduce jucăriile, vor scăpa, voi scăpa de vechiturile astea. Poate-ți plac ție. Iau, iau. No, mersi. Sunt rău. M-am întors. Să nu-mi spui că i-ai prins pe ștrumf. Clătește-ți ochii cu asta. Ce? Wow! Unde sunt ștrumfii mei? Dă-mi mie voie! Ce? Jucării! Uite, mai sunt! Hei, Gargi! Gata, ajunge! Nu știu ce să zic, pe cuvântul meu! Despre ce vorbești? Ai luat astea pentru mine, nu? Se pare că vremea asta ți-a înghețat creierul. Ce e asta? Sărbători fericite din partea lui Moșu? Cred că astea sunt jucăriile lui. Bineînțeles, cred că le-a furat Clorhidris. Și cred că noi am schimbat sacii între noi din greșeală. Asta e, acum toate jucăriile lui sunt ale mele, toate. Nu fi ridicol, va trebui să le pui înapoi pentru a face din nou schimb de saci. Bagă-le înapoi cât timp eu mă schimb. Dar m-ai auzit? Pune-le înapoi! Vom mai vedea noi! Trebuie să vă mișc repede! Să vedem! Ce lucru! Ai grijă cu jucările la împiedicatule! Sigur, Gargi! Îmi pare rău! Crede că este plin cu jucării. Așa, acum e mult mai bine. Ia-te, uite, ai și terminat? Uită-te și singur. Ce rapid ai fost. Nu, mersi. Ai făcut treaba bună, Scrapple. Poate-ți voi cumpăra o jucărie după ce voi transforma ștrunfii în aur. Oh, Gargi, ce generos ești. Ura! Acum sunt ale mele! Dar ce trebuie să fac este să le găsesc o ascunzătoare bună. Drumul e liber. Haide, Azrael, să ne grăbim. Ce sărbătoare perfectă! Mă rog, nu.
ninosule, nu voi face nimic. Gândește-te la copii în dimineața aceasta. Este de-a dreptul irecuperabil. Urăsc de-a dreptul irecuperabil. Urmele încep a fi mai greu de observat, Papa Ștrumf. Poate ar fi bine să le urmărim pe pământ. Dacă pierdem urmele, pierdem și jucăriile. Nu, și dacă îl găsim pe Morocănos, el știe unde sunt jucăriile. Dacă vom depinde de acel Ștrumf, mai bine ne-am luat Dio de la Crăciun. Stați puțin, micuții mei prieteni, și acum coborâm. Ce explozie minunată va fi! Așa e, frumoasă și fierbinte. Vai, pădurarule, ce se întâmplă? Se pare că face un foc. Este o clipă memorabilă, animăluțul meu. Ziua în care bucuria sărbătorii s-a transformat în scrom. Vai, simte cineva miros de fum? Ștrufilor, pregătiți-vă să sariți! Ce? Unde mergem? Cine știe? Săriți în continuare! Veniți înapoi! Săriți în continuare! Ștrâmpii mei! Ce? Am încurcat sacii proasto! Datorită ție împiedicat nesuferit! Bucuria voastră din noaptea de ajuns s-a terminat, ștrâmp mizerabil! Astea sunt jucăriile? Până la ultima! De ce așteaptă copiii mizeriile astea în fiecare an? Eu nu înțeleg! Dar ce vrei să faci cu jucăriile? Privește! La revedere! Iată, uite, e la fel de rea ca și mine! Poate chiar mai rea? Nu vei mai spune asta după ce veți ajunge la mine acasă! Bine, Gargamel, ți-ai primit ștrumpii. Acum, lasă-mă să te conduc la ușă. Și? Dar acestea nu sunt jucăriile. Vrei să mă păcălești? Acum. Dar trebuie să fie jucăriile. Dar doar dacă... Începe să miroasă a șobolan de 30 de kilograme. Asta va fi ascunzătoarea perfectă, Azrael. Nu sunt sigură. Hai, mai bine ne-am întoarce. Am toată ziua de mâine să mă joc cu toate jucăriile astea furate. Urăsc jucăriile furate. Urăsc. Știi ceva, Azrael? Când mă gândesc la toți săracii copii care așteaptă ziua de mâine pentru a-și primi cadoul, mă face să... Sunt sigur că Scrapple are sacul adevărat. Trebuie să-l aibă. Să sperăm. Sau vei avea un Crăciun fără ștrunf. Privește! Uite-l pe netrebnicul ăla! Acum te-am prins! Unde e? Unde e sacul? Nu vă mai spune niciodată, sunt jucăriile mele! Un ștrumf! Sacul! Jucăriile mele! N-are niciun rost! Zăpada acoperit de tot urmele! Se pare că va fi primul Crăciun pe care l-am ratat. Ștrumfenie mare! Îmi pare rău, Moș Nicolae. Ștrumfenie mare! Repede, în sanie! Hai să ne apropiem! Mai repede, se îndreaptă spre prăpastie. Urăsc prăpastiile! Bravo, Moș Nicolae! Morocănosule, ai reușit! Ai salvat Crăciunul! Bravo! Bună treabă! Bravo!
Torhidris, ce bine! Încă mai ai ștrumfii, Torhidris! Așa e, clan ghinionist! Ce faci aici? Să ștergem de aici! Da, da, repede! Fugiți! Mai să fie, micuții mei ștrumfi! Repede, trebuie să ne întoarcem! Clorhidris, ți-a mai plătit cotoranță trădătoare! Clorhidris! Sărbători fericite, Gargamel! Nu! Stai, vine înapoi! Ce Crăciună mai fost și asta? Și pentru că Moș Nicolae a pornit mai târziu, am hotărât că ar trebui să-l ajutăm cu livrarea cadourilor. Toată lumea sus, micuții mei ștrumfi! Da, să urcăm! Oh, vă voi putea mulțumi vreodată! Morocănosul merită cele mai multe mulțumiri! Da, și când te gândești că nu credeam că are spiritul sărbătorilor! Nu toți credeam asta, sportivule! Eu, ștrumful cu ochelari, întotdeauna am suspectat că sub acel exterior morocănos se află o inimă... Cred că suntem gata! Țineți-vă bine, prieteni! Când mă gândesc cât de fericiți vor fi copiii când își vor deschide darurile, nu mă pot abține să nu zâmbesc! Oresc să zâmbesc, dar nici eu nu mă pot abține! Crăciun fericit!